Cu toții vedem pe tarabele din piețele agroalimentare legume sănătoase și gustoase, însă puțin dintre noi cunoaștem adevărata muncă din spatele acestora. Familia Pais ne-a oferit ocazia de a merge în grădina lor pentru a ne arăta efortul din agricultură. Echipa mea e dințul meu și a propus să viziteze legumicultorii cu experiență pentru a ne oferi secrete din agricultură. Așa am ajuns să-i cunoaștem pe membrii familiei Pais din satul Cerneți. Aceștia muncesc cu spor din zor până la apusul soarelui în solariile pe care le administrează. Toată producția este de 10 ani. Avem 3 solarii, avem și grădina afară, în afară de aceste solarii. În solarul acesta, de exemplu, aveți ridichi? Ridichii. Încă nu, că mai durează cam o săptămână, uitați-vă cum sunt, ca să ajungă la maturitate. Și toată producția dumneavoastră o vindeți în piața Mircea? Da, în piața Mircea. Sunt socrii mei acolo, ei sunt cu piața și noi ai tinerii acasă ca să îi ajutăm cu marfa să o pregătim pentru a doua zi. Familia Pais este un exemplu de mehedințeni harnici și serioși. Aceștia își vând legumele proaspete și gustoase pe tarabele din piața Mircea. Azi acolo este usturoiul. Momentan așa le vindem acum, în iarnă. De Paște am pus în alte solari, în celălalt solar. Nu-i bine până atunci crește. Și pe partea cealaltă? Usturoiul, da. Usturoiul verde. Avem 3 solarii, acesta este unul mai micuț, ăsta e așa de până se fac celelalte mai mari. Prima dată de aici începem, până se fac cum celelalte solarii, după aceea punem, după ce terminăm aici, punem din nou, știți, rotativ. Avem ridichii și mai sunt și câteva vinete, iar în celălalt avem salată tot solarul, iar încă un solar, deja am pus... Așa le-am pus de Paște, dacă în caz că merge piața foarte bine, o să vindem și acolo, și de acolo o să vindem în ele. Și acolo acum am pus tot așa, ceapa cu usturoiul. Am pus jumătate, mai avem jumătate, cealaltă urmează să le punem și pe acelea, de la timp. Am înțeles că ați avut și castraveți și roșii. Da, și castraveți și roșii, am avut și conopidă și varză. Deci de toate, că avem unde să le punem, și fasole, verde, deci tot ce vreți la noi se găsește. Cumpărătorii nu mai apreciază munca oamenilor gospodari și nu cunosc cât efort depun aceștia pentru marfa pe care o comercializează. În această perioadă, din cauza pandemiei de coronavirus, toți agricultorii s-au speriat, gândindu-se că vor rămâne cu marfa nevândută. Familia Pais a găsit o soluție în aceste timpuri grele și a apelat la mediul online. Am trecut de Paște. Neavând ce face cu atâta marfă și cu situația care a fost și care este de fapt, am zis, hai să încerc și pe internet, că poate că automat trebuie lumea să cumpere, fiindu-i frică să iese afară, să se ducă să cumpere din piață, și a funcționat. Dar ce ați făcut dumneavoastră cu atâta marfă? Da, și a funcționat, chiar a dat, am avut, la un moment dat nici nu ne-am mai onorat, pentru că nu ne făceam față, am avut atâtea comenzi încât nu ne-am mai făcut față. Cu livrată. Se mută suna lumea, haideți, mi-am zis și mie, bine, haideți că, uite, fac tot pozitiv și vă aduc. După muncă și răsplată, oamenii gospodari trebuie susținuți și apreciați. Pasiunea familiei Pais pentru agricultură dăinuie din generație în generație. Aceștia muncesc mult pentru ca produsele lor gustoase și sănătoase să ajungă pe mesele a cât mai multor cetățeni.